știu că ați înghețat, sper să fie apucat să beți un vin fiert sau un ceai. Este un moment extrem de important pentru Sinaia, un moment extrem de important pentru tot ce înseamnă turismul montan din România. Iată că reușim, după 20 de ani, să creăm un sistem, un domeniu schiabil integrat, cu un singur schipas din Sinaia până sus, pe toate instalațiile moderne pe care orașul nostru le are. Știm cu toții că, după Revoluție, din păcate, industria din oraș a decăzut, iar viitorul acestor oraș se bazează pe turism, iar o componentă importantă o reprezintă muntele. Mă uit cu nostalgie la telecabină și sunt convins că toți cei care sunt născuți la Sinaia și au folosit ani de zile telecabina fac același lucru. Telegondola nouă are sisteme de siguranță extrem de serioase și merge în condiții de siguranță. În momentul în care vremea va permite și vântul se va opri, ea va porni și va duce, așa cum am spus, 1700 de persoane pe oră. Este cea mai spectaculoasă telegondolă din țară, ajunge la o înălțime de 120 de metri și cu siguranță e o atracție nu numai pentru cei care schiază, ci pentru orice turist care iubește muntele și iubește adrenalina. Dacă în ultimii ani în România s-au băgat foarte mulți bani de la guvern în tot felul de instalații în zone unde în momentul de față nu funcționează, iată că cea de la Sinaia este extrem de importantă și leagă un domeniu schiabil care din acest moment este integrat, avem un ski pass unic, oricine poate pleca din Sinaia și ajunge la cota 2000 în maxim 15 minute. Eu zic să aplaudăm, e un moment special.